6. Cu un zgomot din ce în ce mai puternic de motoare, ultimul avion care trebuia să plece noaptea aceea dinspre Vancouver spre Est, prinse viteză pe pista lucitoare și se înălță în beznă. În timp ce făceau ocolul obligatoriu al aeroportului, luminițele lui de navigație fusese învăluite de o ceață umedă. Alte câteva avioane care urmau să fie duse la adăpost erau acoperite de picături de apă. Era o noapte foarte rece. Oamenii de pe pistă care își făceau treburile în petele de lumină galbenă se înconjurau cu mâinile înmănușate și se loveau tot timpul pentru a se încălzi cât de cât. Niciunul nu vorbea mai mult decât era necesar. Un avion care înainta încet pe pistă se opri la semnul indicatoarelor unui om care se afla în fața lui. În liniștea aceea subită fâșitul elicelor sale părea o prezență nepoftită. Aeroportul din Vancouver, care în mod obișnuit era în permanentă activitate, acum se pregătea cu competență să facă față unei situații de urgență. În camera de control puternic luminată, atmosfera era extrem de încordată. Punând receptorul în furcă, controlorul își aprinse o țigară învăluindu-se într-un nor de fum albăstrui și studia o hartă de pe perete, după care se întoarse spre Bardic. Așezat pe colțul unei mese, directorul grăsuț al companiei Maple Leaf Airline tocmai terminase de consultat iarăși mapa pe care o ținea în mână. Asta e Harry, spuse controlorul pe tonul unuia care își trecea în revista acțiunile mai mult pentru a se asigura pe sine că se făcuse totul, decât pentru a împărtăși informația altuia. De acum încolo toate zborurile spre est sunt blocate. Avem aproape o oră la dispoziție în care să redirecționăm avioanele care se află în aer la ora actuală. După aceea, toate trebuie să aștepte până după aceea, oricum. Sună telefonul și el răspunse repede. Da? Înțeleg. Avertizați pe toată lumea că nu putem primi avioane decât în următoarele trei sferturi de oră. Redirecționați toate celelalte curse ale căror ore aproximative de sosire sunt mai târziu. Trebuie eliberată toată ruta est-vest dintre Calgary și noi. S-a înțeles? Bine. Trânti receptorul la loc în furcă și apoi îi se adresă unui asistent care de asemenea ținea un receptor la ureche. L-ai găsit pe șeful pompierilor? Îl sună acasă chiar acum. Spune-i să vină încoace, se pare că o să fie un adevărat spectacol și spune-i pompierului de serviciu să anunțe departamentul de pompieri. S-ar putea să vrea să trimită niște mașini. Am făcut-o. Turnul de control Vancouver spuse asistentul la telefon. Rămâneți pe fir, vă rog, zise apoi și acoperind receptorul cu mâna întrebă. Să alertez aviația? Da, spune-le să aibă grijă să nu-și trimită niciun avion în zonă. Bardic se dădu jos de pe masă. O idee bună, zise el. Aveți vreun pilot aici la aeroport? Îl întrebă controlorul, iar Bardic clătină din cap. Niciunul. Va trebui să găsim pe cineva. Controlorul se gândi repede. Încercați la Cross Canada, Majoritatea oamenilor lor își au baza aici. Explicați-le situația. O să avem nevoie de un om cu multă experiență în privința acestui gen de avion, care să fie capabil să dea instrucțiuni pe calea aerului. Crezi că există vreo șansă? Nu știu, dar trebuie să încercăm. Ai altă sugestie? Nu, n-am nicio altă sugestie, zise Bardic. Dar cu siguranță nu-l invidiez pe tip. Poliția e din nou pe fir, strigă telefonistul. Vorbești? Făm legătura, spuse controlorul. Mă duc să stau de vorbă cu cei de la Cross Canada, zise Bardic. Și pe urmă trebuie să sun la Montreal să-i spun șefului ce se petrece. Să o faci din altă parte, că telefoanele de aici or să fie supra-solicitate, da, îi spuse controlorul după care ridică receptorul și bardic și din încăpere. Controlorul la telefon. Ah, inspectore, mă bucur să te aud. Da, da, e bine. Necazurile sunt mai mari decât ne-am închipuit. Întâi și întâi, s-ar putea să te rugăm să trimiți una din mașini să ia un pilot de acasă și să-l aducă aici cât se poate de repede. Da, o să te anunț. În al doilea rând, pe lângă faptul că va trebui să transportăm pasagerii cât mai repede la spital, acum mai există și posibilitatea ca avionul să aterizeze forțat. Nu pot să-ți explic acum, dar când va apărea, avionul nu se va afla sub control așa cum trebuie. Îl ascultă un moment pe cel de la capătul celălalt al firului. Da, am anunțat alarmă generală. Pompierii vor fi pregătiți. Numai că mă tem de cele câteva case din apropierea aeroportului care ar putea fi în pericol, zise el, după care ascultă din nou. Mă bucur că ai sugerat treaba asta. Știu că nu-i deloc plăcut să trezești oamenii în toiul nopții, dar riscăm destul de mult și așa. Nu pot garanta deloc că avionul va ateriza pe pistă. Ar putea la fel de bine să aterizeze înainte sau dincolo de pistă, presupunând că ajunge până aici. Avem noroc că sunt numai câteva case spre podul Sea-Island, pentru care trebuie să ne facem griji. Oamenii ar putea fi rugați să fie pregătiți, nu? O să dirijăm avionul departe de oraș. Poftim? Nu, nu știu încă. Probabil că o să încercăm să-l aducem dinspre capătul vestic al pistei principale. Urmă o altă pauză, mai lungă de această dată. Îți mulțumesc, inspectore! Îmi dau seama de asta, bineînțeles, și nu ți-aș fi cerut o dacă n-aș considera că este vorba de o situație extrem de dificilă. Ținem legătura. Controlorul închise și pe chipul lui se citea o mare îngrijorare. 714 mai e pe recepție, îl întrebă el pe radiotelegrafist și acesta în cuvință: o să fie o noapte îngrozitoare, spuse el apoi tuturor celor din încăpere și scoțând o batistă șterse fața. Șeful pompierilor este pe drum, spuse asistentul. Acum vorbesc cu cei de la aviație care întreabă dacă pot să ne ajute cu ceva. O să i anunțăm dacă o să fie cazul, dar nu cred. Mulțumește-le, spuse el, după care reîncepu să studieze harta vârând Batista înapoi în buzunar. Pipăi absent un pachet de țigări gol pe care l-a zvârli apoi dezgustat. Are cineva o țigară? Poftim, domnule. Lua țigara și o aprinse. Mai bine ați trimite pe cineva jos să cumpere câteva pachete și să ia cafea pentru toată lumea. O să avem nevoie. Bardic intră respirând zgomotos. Cei de la Cross Canada zic că omul cel mai bun al lor e capitanul Trelevan, îl sună chiar acum. Bănuiesc că e acasă și doarme liniștit. Am aranjat să fie adus de o mașină a poliției dacă este nevoie. Or să se ocupe ei de tot. Le-am spus că avem mare nevoie de el. Îl cunoști pe Trelevan? L-am întâlnit, spuse controlorul. E un tip foarte bun, avem noroc că este disponibil. Să sperăm că este mormăi bardic. Avem mare nevoie de el. Cum stau lucrurile cu șeful? Am cerut să mi se facă legătura cu președintele companiei, Dumnezeu să mă ajute. Seattle și Calgary așteaptă pe fir, domnule, spuse telefonistul. Vor să știe dacă am recepționat bine mesajul lui 714. Spune-le că da, răspunse controlorul. spune de asemenea că o să dirijăm avionul prin radio, dar că i-am rugat să stea pe recepție în caz că să fie ceva probleme de recepționare. Am înțeles, domnule, Controlorul se duse apoi lângă stația radio și luă microfonul după care îi făcu un semn din cap dispecerului care apăsă pe un comutator pentru a se putea transmite. Turnul de control Vancouver către zborul 714 strigă el. Vocea lui Spencer răsună într-un amplificator montat sus într-un colț al încăperii. 714 către Vancouver, credeam că v-am pierdut. Vancouver către 714, aici e controlorul. Organizăm operațiunea de ajutorare. O să vă contactăm din nou foarte curând. Între timp, să nu faci nimic care să modifice poziția actuală a manșelor. Ai înțeles? Terminat. În ciuda paraziților, vocea lui Spencer se auzi foarte tăioasă. 714 către Vancouver. Parca am mai spus că nu m-am atins niciodată de așa ceva. Sigură nu o să încep să mă joc acum cu pilotul automat terminat. Controlorul deschise gura să mai spună ceva, dar se răzgândi. Închise microfonul și spuse asistentului. Spunele celor de jos ca trelevând să urce aici imediat cum ajunge. Am înțeles, domnule. Pompierul de serviciu ne-a anunțat că îndepărtează toate vehiculele și cisternele de benzină din zonă înainte de ora la care ar trebui să sosească 714. Departamentul de pompieri aduce tot echipamentul pe care l are în dotare. Foarte bine. Când șeful lor ajunge aici, vreau să stau de vorbă cu el. Dacă 714 o să ajungă la noi, nu vreau ca mașinile noastre să se ducă spre el. Dacă o să reușim să-l facem să aterizeze, e puțin probabil să rămână întreg. Hei, cu toată agitația asta, presa o să afle imediat spuse bardic deodată îngrozit. O să fie cel mai groaznic lucru care i s-a întâmplat vreodată companiei noastre. Închipuiește-ți! O să apară pe prima pagină în toate ziarele un avion plin de oameni, mulți dintre ei bolnavi, fără pilot, poate chiar evacuarea civililor din casele din preajmă. Ca să nu mai vorbim. Mai bine îi lăsăm pe cei de la relațiile cu publicul să se ocupe de treaba asta. De la început îl întrerupse controlorul. Să vină Howard imediat. Centralistul trebuie să-i știe numărul de acasă. Bardic îi făcu un semn acestuia, iar omul se uită pe lista cu numere de telefon și început să formeze. Nu putem să ascundem presei așa ceva, Harry. E mult prea important. Cliff o să știe ce să facă. Spune-i să-i țină pe ziariști departe de noi. Avem foarte multă treabă. Ce noapte gemul bardic, ridicând receptorul nerăbdător! Ce s-a întâmplat cu doctorul Davidson, îl întrebă el pe centralist. A plecat la un pacient și nu se poate lua legătura cu el. Trebuie să se întoarcă destul de curând. I-am lăsat un mesaj. Ce spui, domnule? Totul trebuie să se întâmple noaptea asta. Dacă nu ne sună în 10 minute, ia legătura cu spitalul. Doctorul ăla din 714 ar putea să aibă nevoie de vreun sfat. Haide, haide odată, spuse Bardic în receptor. Trezește-te odată, Cliff! Nimeni nu trebuie să doarmă în timp ce se întâmplă așa ceva. La marginea orașului, un alt telefon sună fără întrerupere, sfâșind liniștea unei căsuțe. Un braț alb ieșit din așternut rămase nemișcat pe pernă după care se mișcă din nou și bășbăi încet în întuneric după întrerupătorul veiozei. Aceasta se aprinse. Ținându-și ochii aproape închiși din cauza luminii, o roșcată atrăgătoare într-o cămașă de noapte albă brodată ridică receptorul și-l duse la oreche după care se întoarse pe o parte. Uitându-se la limbile ceasului de pe noptieră, murmură. Da? Doamna Trelevan întrebă o voce agitată. Da, spuse ea practic în șoaptă. Cine este? Doamnă Trelevan, aș putea vorbi cu soțul dumneavoastră? Nu e acasă. Nu e acasă? Unde-l pot găsi, vă rog, este foarte urgent. Ea se ridică în capul oaselor sprijinindu-se de pernă și încercând să se dezmeticească. Îi trecu prin minte că visa. Mă auziți? Întrebă vocea de la celălalt capăt al firului. Doamnă Trelevănă, sunt de câteva minute în continuu. Am luat un somnifer, zise ea. Cine sunteți desunați la ora asta? Mă scuzați, vă rog, dar trebuie neapărat să luăm legătura cu domnul capitan Trelevan cât se poate de repede. Sunt de la Cross Canada, de la aeroport. Ah, spuse ea, începând să se dezmeticească. Este la mama lui. Tatăl lui e bolnav și soțul meu s-a dus acolo. Este în oraș? Da, nu departe de aici, zise ea și dădu numărul de telefon. Vă mulțumesc, o să-l sunăm acolo. Dar ce s-a întâmplat, întrebă ea. Îmi pare rău, dar n-am timp să vă explic. Vă mulțumesc încă o dată. Persoana respectivă închise, iar ea puse receptorul în furcă și se dădu jos din pat. Ca soție de pilot, era obișnuită cu telefoane primite de acest antoiul nopții, dar, deși ajunsese să le accepte, ca făcând parte din viața lui, parțial încă le ura. Oare Paul era singurul pilot la care se gândeau întotdeauna când aveau probleme? Ei bine, dacă trebuia să plece undeva repede, tot trebuia să se ducă acasă pentru a-și lua uniforma și tot ce mai avea nevoie. Era timp ca să-i facă niște cafea și câteva sandvișuri. Își puse un capot pe ea și ieși somnoroasă din dormitor coborând scara spre bucătărie. La două mile distanță Paul dormea adânc întins pe canapeaua din salonul mamei lui. Aceasta, o femeie în vârstă hotărâtă și viguroasă, insistase să stea lângă soțul ei bolnav, poruncindu-i fiului ei să doarmă măcar vreo două ore. Cuvintele medicului de familie din seara precedentă fusese încurajatoare. Bătrânul depășise faza periculoasă a febrei pneumonice și acum nu trebuia decât să fie bine îngrijit și să-i se acorde multă atenție. Trelevan fusese bucuros că avea șansa să doarmă puțin. Cu numai 36 de ore în urmă se întorsese dintr-o cursă de la Tokyo aducând o delegație parlamentară care se îndrepta spre Ottawa și, de atunci, datorită bolii tatălui său doar a țipise din când în când, cineva îi zgâlțâi brațul. Se trezi imediat și-și văzu mama a plecată deasupra lui. Gata, mamă, stau eu lângă el acum, zise el. Nu, băiete, nu-i vorba de asta. Tata doarme ca un prunc. Te caută de la aeroport. Le-am spus că încerci să te odihnești puțin, dar au insistat. După părerea mea e o rușine, parcă n-ar putea să aștepte să sune la o oră mai respectabilă. Bine, vin imediat. Ridicându-se, se întrebă dacă avea să mai apuce vreodată să doarmă ca lumea. De asemenea, era doar pe jumătate îmbrăcat, deoarece scosese haina și cravata ca să poată sta comod pe canapea. Se duse în ciorapi până la ușă și apoi la telefonul din hol, iar mama îl urmă neliniștită. Trelevan spuse el. Slavă domnului Paul, sunt Jim Bryant. Începusem să mă îngrijorez. Avem mare nevoie de tine, Paul, poți să vii imediat?" De ce? Ce s-a întâmplat? Avem necazuri mari aici. E vorba de un avion al companiei Maple Leaf Charter care vine de la Winnipeg, la bordul căruia câțiva pasageri și ambii piloți sunt afectați grav de intoxicație alimentară. Cum? Ambii piloți? Exact. Este extrem de urgent. În locul pilotului se află un tip care n-a mai zburat de ani de zile. Din fericire e cuplat pilotul automat. Cei de la Maple Leaf n-au niciun pilot aici și am vrea să vii să-l dirigez prin radio ca să poată ateriza. Crezi că pot să o faci? Dumnezeule mare, habar n-am. E foarte greu, spuse trelevă uitându-se la ceas. Care e ora aproximativă de sosire? 5 și 5 minute. Dar sunt mai puțin de două ore. Trebuie să ne mișcăm repede. Uite ce este, eu sunt în partea de sud a orașului. Care e adresa? dădu. O să trimitem o mașină de poliție să te ia peste câteva minute. Cum ajungi aici, te duci direct în camera de control. Am înțeles, ajung imediat. Succes, Paul! Înseamnă că nu glumești. Închise telefonul și se întoarse în salon, punându-și pantofii fără să mai stea să-și lege șireturile. Mama lui îi ținu haina. Ce este? Îl întrebă ea cu teamă în glas. Necazuri la aeroport! Mă tem că sunt necazuri mari. O să vină o mașină de poliție să mă ia. Poliție! Hai, stai liniștită, spuse el, luându-o după umeri o clipă. N-ai de ce să-ți faci griji. Au nevoie de ajutorul meu. Va trebui să te las singură tot restul nopții. Se uită în jur după pipă și tutun și le vârâ în buzunar. Ia stai puțin, zise el apoi oprindu-se brusc. De unde au știut că sunt aici? N-aș putea să spun. Poate au sunat-o întâi pe dulci. Da, asta trebuie să fie. Vrei să o sun tu și să-i spui că totul este în regulă? Bineînțeles. Dar ce fel de necazuri sunt, Paul? S-a îmbolnăvit pilotul unui avion care trebuie să aterizeze în curând. Vor să-l dirijez eu la aterizare dacă pot. Mama lui îl privine dumerită. Cum adică să-l dirijez la aterizare? Dacă pilotul e bolnav, cine o să-l piloteze? Eu mamă, de la sol. Sau cel puțin o să încerc să o fac. Nu pricep? Poate că nici eu nu pricep, își spuse trălevă în 5 minute, după aceea stând pe bancheta din spatea mașinii de poliție care se desprinse de bordură cu viteză. Felinarele treceau pe lângă ei din ce în ce mai iute, iar acum vitezometrul ajunsese treptat la 75, în timp ce sirena sfâșia liniștea nopții. Se pare că e o noapte grea la aeroport, spuse sergentul de lângă șofer. Asta e și impresia mea, zise Trelevan. Puteți să-mi spuneți exact care este situația? Habar n-avem, zise sergentul scuipând pe fereastră. Nu știm decât că toate mașinile disponibile au fost trimise la aeroport. Și noi ne duceam tot acolo când ne-au oprit deodată și ne-au trimis să te luăm. Presupun că se așteaptă la probleme serioase. Știți care-i treaba? Eu unul cred că e un avion care are la bord o bombă nucleară, zise tânărul șofer. Fă-mi o plăcere, zise sergentul ironic. Problema cu tine e că citești prea multe comicsuri. Trelevan se gândi că niciodată nu a ajunsese la aeroport atât de rapid. Cât ai clipi sau așa i se păru ajunsere la Merpol și traversare Wackbridge spre Lulu Island. Apoi, după ce o luară la dreapta, traversară din nou estuarul spre Sea Iceland, trecând pe lângă mașini de poliție, ale căror echipaje stăteau de vorbă cu proprietarii caselor uluiți. Iar în final străbătură cu viteză ultima porțiune a drumului luminile a aeroportului atrăgându-i asemeni unui magnet. Frânară brusc cu scrâșne de cauciucuri pentru a evita ciocnirea de o mașină a pompierilor care întorcea larg în fața lor. Sergentul înjură scurt, dar cu pasiune. În fața clădirii principale, Trelevan coborâ din mașină, intră și străbătu sala cea mare înainte ca sirena să se oprească. Dându-l la o parte pe portarul care se grăbea să-i vină în întâmpinare, își făcut drum direct spre camera de control. Se putea mișca surprinzător de repede pentru un bărbat de statura lui. Probabil că acea agilitate care se combina cu fizicul solid, părul blond și drept și trăsăturile aspre, îl făcea să atragă atenția femeilor. Treleven avea reputația unui om care ținea foarte mult la disciplină. Și mai mulți membri a echipajului avuseseră motive să se teamă de lumina aceea rece din ochii lui de un albastru foarte deschis. Intră în camera de control exact când Bardic vorbea la telefon neliniștit și respectos. Nu, domnule, nu e calificat. A pilotat avioane de luptă cu un singur motor în război, de atunci nimic. L-am întrebat asta. Medicul de la bord a spus că... Controlorul se duse repede să-l salute pe Trelevan. Mă bucur foarte mult că te văd, capitane," spuse el. Trelevan dădu din cap spre Bardic. Despre tipul din avion vorbește?" întrebă el. Da, l-a dat jos din pat pe președintele companiei din Montreal. Bătrânul nu pare deloc încântat și eu la fel. Grăbește-te, Harry! Ce altceva putem face? Întrebă Bardic pe un ton rugător în receptora sudând din belșug. Trebuie să-l dirijăm de la sol. L-am adus pe cel mai bun pilot al companiei Cross Canada, capitanul Trelevan, chiar în acest moment a intrat pe ușă. O să încercăm să-l facem să aterizeze... O să ne dăm toată silința, domnule! Bineînțeles că este un risc foarte mare, dar aveți o altă idee mai bună? După ce spuse încet, buletinul meteo îl consultă și pe acesta la fel de atent. Apoi, puse hârtiile jos, îl privi pe controlor, ridicând din sprâncene și scoase pipa, începând să o umple. Bardic continua să vorbească. M-am gândit la asta, domnule. Howard o să se ocupe de presă, încă nu s-a aflat nimic. Da, da, am suspendat servirea mesei în toate avioanele care au plecat din Winnipeg. Asta e tot ce știm. V-am sunat imediat. Ce părere ai? Îl întrebă controlorul pe Trelevan, dar acesta ridică din numeri fără să răspundă și luă mapa din nou. Citi mesajele iarăși trăgând din pipă. Un tânăr intră cu spatele în încăpere, ținând ușa deschisă cu piciorul în timp ce manevră o tavă pe care se aflau pahare de carton cu cafea. Îi dădu unul controlorului și puse un altul în fața lui Trelevan. Pilotul însă îl ignoră. Ora aproximativă de sosire este 5 și 5 minute ora Pacificului, spunea Bardic din ce în ce mai exasperat. Am o mulțime de lucruri de făcut, domnule. Va trebui să începem operațiunile. O să vă mai sună. O să vă sun imediat cum o să mai aflu ceva. Da, da, la revedere după ce puse receptorul în furcă răsuflă ușurat. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit, domnule capitan, îi spuse el lui Trelevan. Ai citit? Trelevan ridică mapa. Asta e toată povestea? Este tot ce știm. Acum aș vrea să iei microfonul și să-l ajuți pe tipul ăla să aterizeze. Va trebui să-l lași să se învețe cu avionul treptat, va trebui să-i explici cum să se apropie și, Doamne, ajută-ne! Va trebui să-i spui cum să aducă avionul pe pământ, poți? Nu pot să fac o minune, zise Trelevan, calm. Știți că șansele ca un om care nu a pilotat decât avioane de luptă să aterizeze cu un avion de pasageri cu patru motoare sunt foarte slabe, ca să nu spun mai mult. Bineînțeles că știu!" exclamă Bardic. Doar ai auzit ce am spus lui Bernard." Dar ai cumva altă idee?" Nu zise Trelevan încet, bănuiesc că nu. Voiam doar să fiu sigur că știți ce vă așteaptă. Ascultă, strigă Bardic furios. Acolo sus e un avion plin de oameni dintre care unii sunt pe moarte, inclusiv piloții. Cea mai mare catastrofă aeriană după foarte mulți ani asta ne așteaptă. Păstrează-ți cumpătul, îi spuse Trelevan cu răceală. Nu o să ajungem nicăieri dacă strigăm unii la alții. Se uită la mapă și apoi la harta de pe perete. O să fie extrem de greu și de riscant, spuse el. Vreau să înțelegeți foarte bine acest lucru. Bine, domnilor, zise controlorul. Ai perfectă dreptate să subliniezi riscul, capitane, acceptăm totul. Avem de ales? Întrebă Bardic. Foarte bine atunci, zise Trelevan. Să începem, adăugă, și se duse spre radio, telegrafist. Poți lua legătura cu 714? Da, domnule capitan, recepția e foarte bună putem să luăm legătura cu ei oricând. Fă-o atunci. Operatorul apăsă pe buton pentru a transmite. Zbor 714 aici, Vancouver, mă auzi? Terminat. Da, Vancouver, se auzi foarte clar vocea lui Spencer în amplificator. Te aud perfect, spune-te, rog. Operatorul îi dădu microfonul lui Trelevan. Poftim, domnule capitan, al dumitale. Mă aude? Pot să vorbește acum. Ținând microfonul în mâna al cărui cablu șerpuia pe podea, Trelevân le spatele celorlalți din încăpere. Cu picioarele depărtate se uită fără să vadă la un punct de pe hartă. Când vorbi, vocea îi era calmă, plină de o încredere pe care nu o simțea. Ceilalți se relaxară, vizibil, ca și cum autoritatea lui le-ar fi luat de pe umeri o responsabilitate teribilă. Alo, 714, spuse el aici, Vancouver. Numele meu este Paul Trelevan și sunt capitan la compania Cross Canada Airlines. Sarcina mea e să te ajut să aduci avionul pe pământ în siguranță. N-ar trebui să fie prea greu. Înțeleg că stau de vorbă cu George Spencer. Aș vrea să aud mai multe lucruri în legătură cu experiența ta de zbor, George. În spatele lui, fața grăsuța lui Bardic început să tremure din cauza nervozității.